Ungaria va continua să primească gaz și petrol din Rusia în ciuda sancțiunilor internaționale, iar ca să arate cât de apropiată este în continuare de Rusia, Budapesta întârzi ratificarea aderării Suediei la NATO. Ungaria și Rusia au discutat recent despre livrările de gaze și petrol, precum și despre cooperarea în domeniul nuclear. Ministrul de Externe de la Budapesta a declarat că vicepremierul rus l-a asigurat că, în ciuda sancțiunilor internaționale, partea rusă va face lucrări de întreținere la conducta Turk Stream. Mai exact este vorba de acordul pe 15 ani semnat în 2021 înainte de începerea războiului din Ucraina vecină. Ungaria primește 4,5 miliarde de metri cub de gaze pe an de la rusian, principal prin Bulgaria și Serbia. Gazoductul Turk Stream va fi oprit pentru întreținere între 5 și 12 iunie, potrivit datelor de pe site-ul operatorului bulgar de transport de gaze, Bulgar Transgas de altă parte, ca să facă și mai multe jocurile Moscovei, Ungaria întârzi admiterea Suediei în NATO. Motivul ar fi nemulțumirile legate de criticile aduse de Stockholm politicilor premierului Victor Orban. După luni de zile de tergiversări din partea Partidului de Guvernământ Fides al lui Orban, Parlamentul Ungariei a aprobat luni un proiect de lege pentru a permite Finlandei să adere la NATO, dar proiectul suedez încă este blocat. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Zoltan Covaci, a scris pe blogul său În cazul Suediei există un număr mare de nemulțumiri care trebuie rezolvate înainte de ratificarea admiterii țării. După cum a subliniat recent Balașorban, directorul politic al prim-ministrului, reprezentanții suedezi au ținut în mod repetat să lovească Ungaria prin mijloace diplomatice, folosindu-și influența politică pentru a afecta interesele ungare. Potrivit politico-oficialii suedezi au considerat eforturile Ungariei de împăcare drept tactici de șantaj, declarând că a la astfel de încercări echivalează cu plata unei răscumpărări, a spus Covaci.